prietenii. Trăia odată, în vremuri de mult apuse, într-o pădure verde și bogată, un iepuraș. Avea mulți prieteni și se mândrea tare mult cu lucrul acesta. Într-o zi, iepurașul auzi lătratul puternic al unor câini sălbatici care îi luaseră urma. Se înspăimânta foarte tare și decise să le ceară ajutorul prietenilor săi. Fugi la cerb și îi spuse: "Dragul meu prieten, câțiva câini sălbatici mă fugăresc. Îi poți tu repezi cu coarnele tale?" Cerbul îi răspunse: "Este adevărat că aș putea face asta, dar acum sunt ocupat. De ce nu-i cere ajutorul ursului?" Iepurașul alergă și mai înfricoșat la urs: "Dragul meu prieten, te rog, ajută-mă! Pe urmele mele se află niște câini fioroși. Te rog, alungă-i!" Ursul îi răspunse: "Îmi pare rău, dar sunt obosit și flămând. Trebuie să găsesc neapărat ceva de mâncare. Roagă-o pe maimuță să te ajute." Bietul iepuraș alergă așa de la un prieten la altul, dar nici maimuța, nici elefantul, nici zebra nu-l ajuta. Într-un final, el înțelesese că trebuie să găsească singur o cale de scăpare. Trase adânc aer în piept și, uitându-se în jur, văzu un tufiș. Se ascunse în spatele lui, se lungi la pământ și stătu fără suflare, cu inima bătându-i să sară din piept până trecură câinii. Morala: adevărații prieteni sunt cei care te ajută oricând ai nevoie. Ei sunt întotdeauna alături de tine. Iar atunci când nu este nimeni în preajma ta ca să te ajute, stă în puterea ta să găsești o soluție pentru a ieși din încurcătură și a depăși orice piedică. Nu te da bătut niciodată.